Un copil în vârstă de 13 ani a fost găsit mort în locuința sa din Zalău, județul Sălaj. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit chiar de membrii familiei, care au chemat imediat ambulanța. Medicii nu au mai putut face însă nimic pentru a-l resuscita pe copil. Poliția a deschis o anchetă. Polițiștii din Sălaj au fost sesizați prin serviciul de urgență 112 că, într-o locuință din municipiul Zalău, a fost găsit de către familie un copil în stare de inconștiență. La fața locului s-au deplasat polițiștii de investigații criminale din cadrul poliției municipiului Zalău, împreună cu un polițist criminalist. Victima a fost identificată ca fiind un minor de 13 ani din municipiul Zalău. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul acestuia. Încă nu se cunosc cauzele decesului minorului, motiv pentru care autoritățile competente au demarat o anchetă. Potrivit primelor rezultate ale investigațiilor efectuate de polițiști, nu există suspiciuni ca minorul să fi fost victima vreunei infracțiuni. Încă nu se cunosc cauzele decesului minorului, motiv pentru care autoritățile competente au demarat o anchetă. Corpul neînsuflețit al minorului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj în vederea efectuării necropsiei și pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, relatează observatornews.ro.